Anual, în Republica Moldova, în jur de 300 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Lipsa de timp, frica, dar și necunoașterea sunt motivele ce împiedică femeile să depisteze la timp maladia. Astfel, mai multe organizații din domeniul sănătății au lansat săptămâna de prevenire a cancerului de col uterin, Păstrează sănătatea, fă testul citologic. Am grijă de mine. Fac regulat testul citologic. Îndeamnă femeile pe care le iubești să facă la fel. Cancerul de col uterin este una dintre maladiile care sperie și din acest motiv, o mare parte dintre femei, din teama de a fi diagnosticate, se adresează târziu la medic, consecințele fiind adesea tragice. Centrele de sănătate încurajează femeile să efectueze cu regularitate testul citologic de prevenție. Este foarte important ca femeia să facă testul citologic Babi și Papa Nicolau, deoarece acest test îi permite să-și păstreze sănătatea colului uterin. Scopul acestui test este depistarea leziunilor mici microscopice și nu este depistarea cancerului. Femeile trebuie să aibă încredere că acest test le păstrează sănătatea în siguranță. Elmira Cosarciuc este una dintre femeile ce a învins în lupta cu cancerul de col uterin și a adus pe lume un copilaș sănătos. Я хочу всех убедить и всем внушить эту надежду, что надежда есть. Рак не настолько он сложен и страшен, если вы вовремя будете обращаться. Если у вас что-то начинает болеть, что-то начинает беспокоить, пожалуйста, встаньте и пойдите к врачам. Не затягивайте это все дело. Toate femeile cu vârste între 25 și 61 de ani, inclusiv cele fără poliță de asigurare, sunt încurajate să se adreseze la medicul de familie pentru o programare la testul citologic gratuit, în condiții de siguranță.